A fost odată ca niciodată că de n fi, nu s-ar povesti într-o țară îndepărtată, un mic regat numit Roșia. În acest regat trăiau oameni muncitori și harnici, dar și o varietate de creaturi fantastice, precum șobolanii, vorbitori și libărcile magice. Într-o zi, regele Roșiei, un domn nobil și înțelept pe nume regele Răscioc, a decis că e timpul să găsească un soț pentru fiica sa, prințesa Șobolina, Șobolina era cunoscută nu doar pentru frumusețea ei, dar și pentru inteligența și curajul său. Regele a anunțat că oricine va reuși să treacă trei probe grele va primi mâna prințesei și jumătate din regat. Vestea s-a răspândit rapid, iar tineri din toate colțurile regatului și de dincolo de granițe s-au adunat să încerce norocul. Printre aceștia se afla și un tânăr modest pe nume Șoboțel, un șobolan curajos și isteț, care trăia într-un colț uitat al regatului. Șoboțel nu era foarte încrezător în șansele sale, dar fiind inspirat de povestea vieții sale grele și plină de aventuri, a decis să și încerce norocul. Prima probă constă în a aduce un ou de aur de la găina fermecată care locuia într-un munte înalt și periculos. Mulți au încercat și au eșuat, dar Șoboțel, folosindu-se de inteligența sa sa și de câteva libărci magice pe care le cunoștea din copilărie, a reușit să găsească drumul spre vârful muntelui cu ajutorul unei libărci zburătoare pe nume Libarculus, a ajuns la găina fermecată și, după ce a rezolvat o ghicitoare complicată, a primit oul de aur. A doua probă era și mai dificilă. Trebuia să aducă o floare de cristal din pădurea fermecată, păzită de un dragon cu solți de diamant pe nume Dragobug. Înarmat cu curaj și cu un plan bine pus la punct, Șoboțel s-a strecurat în pădure. Libarculus i-a fost din nou de mare ajutor, distrăgând atenția dragonului cu o poveste lungă și complicată despre bătăliile dintre libărgi și Șobolani. În timp ce dragonul era captivat de poveste, Șoboțel a reușit să culeagă floarea de cristal și să se întoarcă nevătămat. Ultima probă era cea mai terifiantă dintre toate. Trebuia să treacă prin Valea Uitată, unde se spunea că domnește un monstru teribil pe nume... Sobolanosaurus Rex. Cu inima strânsă, Șoboțel a pășit în valea uitată, însoțit de prietenii săi liberci. Spre surprinderea sa, monstrul Sobolanosaurus Rex s-a dovedit a fi un fost erou al regatului transformat într-o bestie din cauza unui blestem. Cu ajutorul unei liberci vindecătoare, Șoboțel a reușit să rupă blestemul și să elibereze eroul. Întors la palat cu toate obiectele cerute și cu eroul eliberat, Șoboțel a fost aclamat de mulțime. Regele Răscioc, impresionat de curajul și istețimea lui Șoboțel, i-a oferit mâna prințesei Șobolina și jumătate din regat. Nunta a fost, a fost una spectaculoasă, unde șobolanii și libărcile au dansat și au sărbătorit împreună. Dar povestea nu se termina aici. Prințesa Șobolina și Șoboțel au decis să-și folosească puterea și influența pentru a moderniza regatul, au introdus tehnologii noi, au construit școli și spitale și au făcut Regatul Roșia un loc mai bun pentru toți locuitorii săi, indiferent dacă erau oameni, șobolani sau liberci. În timp, Regatul a devenit cunoscut ca fiind unul dintre cele mai avansate și armonioase locuri de pe pământ. Șoboțel și șobolina au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Iar aventurile lor au fost povestite din generație în generație, inspirând noi eroi și eroine să lupte pentru dreptate și bine. Și dacă ați ajuns până aici, dragi cititori, nu uitați să dați un like, share și subscribe, altfel s-ar putea să vă treziți într-o dimineață cu o armată de libertăți în bucătărie sau cu un șobolan care vă fură telecomanda. Trăiți fericiți și nu uitați că aventura e la un pas distanță. Trebuie doar să aveți curajul să o începeți.